Am avut momente când am gândit că bă, s-o merita. De multe ori să fac așa ceva. Să merită noaptea asta să beau sticla aia doar ca să pot să cânt, ca să simtă lumea bine, să zic că i-am dat lui Salam, alții bani și a venit și... Până, m-am venit cât am 2 ore, luam bani și plecam, nu? Că banii oricum luam dinainte, nu? 3 lei, 5 lei, care erau. Dar totuși, când simțeam privirile oamenilor, mă gândeam că nu am cum. S-a întâmplat de multe ori să iau o sacoșă de bani și când ajungeam acasă pentru faptul că poate de multe ori gâtul nu mai răspundea. Bravo. Și plângeam. După ce împărțeam banii cu băieții, plângeam acasă. Zic, eu nu merit banii ăștia. Îți jur pe viața mea. Așa spuneam. Eu nu merit banii ăștia. Nu merit. Nu am cântat nici de sfert din ei. A, că am stat la program în loc de 2 ore, 3, măcar să simt eu că am mai stat o oră în plus, că nu am fost eu mulțumit de cum am cântat, ci... dar oamenii poate n-auzea ce eu făceam în mintea mea. Știi? Tot procesul tău de gândire. Oamenii erau mulțumit că mă dau pe scenă, numai că nu răspundea mie. Că, na, așa cum vrei tu. Gâtul nu e fier, gâtul e carne. Normal, da? Și normal. Atunci azi poți sau să nu e mașină, nu e jobot. Azi poți să când să rupi și mâine să fii puțin răgucit sau mai mult și să nu... E, pe mine mă durea asta, nu din cauza mea, că nu pot eu să le cânt eu cum aș vrea. Dar să știi că oamenii erau mulțumiți. De multe ori și eu eram un prost, că mă duceam prea departe cu... Dar asta mi-e tel. Știi? Dar crezi că ești apreciat? Să dau totul sau nimic, da. Crezi că ești... Sunt, nu am cum să zic că nu sunt apreciat. Doamne iartă-mă, aș fi nebun și simți bine, asta, da. Numai că noi spunem imediat să plec și ne supărăm și uite, vezi, ăla mi-a vorbit rău, nu mai merită și nu știu ce. Dar până la urmă vine vorba aia, bă, tu te sperii de o picătură dintr-un ocean.